Teatru, muzică, dans și multe surprize. Asta au pregătit cluburile Casei de Cultură a Studenților Iași pentru luna octombrie. Iașeni sunt invitați să participe la spectacolul Chirița în Iași, la Festivalul de Teatru Aurel Luca și la Festivalul Folcloric Studențesc Hora celor șapte coline. Luna octombrie va fi una plină de surprize la Casa de Cultură a Studenților din Iași. 16 octombrie este momentul în care la Casa de Cultură a Studenților se va desfășura spectacolul de teatru și dans, Chirița în Iași, Flașnetarul, un eveniment pregătit de către colegul meu Adrian Ștefan, acolo unde o să avem implicate cluburile The Sky, și partenerii noștri de la Hometown. Iubitorii de teatru sunt invitați la un spectacol plin de emoție și bună dispoziție. Chirița în Iași, Flașnetarul, două nume care au făcut istorie artistică în România, dar și, și nu numai. Pe de o parte, Chirița, acest personaj creat de Vasile Alexandrii, acest personaj care ne-a făcut măcar o dată în viață să zâmbim, iar pe de altă parte, Flașnetarul, care cu minunata lui cutie muzicală a reușit să bucure suflete, să încrezească inimi și să aducă zâmbete și voie bună celor ce i-au ascultat muzica. Ediția din acest an a Festivalului de Teatru Aurel Luca se va desfășura sub auspiciul aniversării a 44 de ani de la înființarea Teatrului Ludic, al cărui inițiator a fost Aurel Luca. Îi așteptăm pe, pe ieșenii noștri dragi de vineri 21 până duminică seara 23 octombrie. Vor fi trei zile pline de spectacole, de workshop-uri, de teatru și bună dispoziție. Casa de Cultura a Studenților Iași, prin ansamblul folcloric studențesc Doina Carpaților, organizează cea de-a patra ediție a festivalului Hora celor șapte coline, în perioada 29-31 octombrie 2022, în sala Gau de Amus, a Casei de Cultura a Studenților din Iași. Spectacolul va cuprinde momente artistice, reprezentative pentru fiecare zonă a țării.